Bună tuturor! Acesta este sumarul sesiunii numărul 148, publicat în urmă cu câteva minute pe canalul meu YouTube. Am denumit sesiunea Superoameni, sarcini eterice, V-Detox. Doina își dorește armonie cu toți membrii familiei. Anumite entități se folosesc de contexte karmice create de către ea și alți membri ai familiei pentru a folosi corpul ei energetic. Sperând că primește ajutor pentru a rezolva dezechilibrele create, ea își dă acordul pentru colaborare. Este anesteziată eteric, îi este instalat un implant energetic în emisfera cerebrală dreaptă, sunt înregistrate și transmise într-o bază de date externă gânduri, amintiri, informații legate de interacțiunile cu alți membri ai familiei. Trece printr-un proces de întinerire artificială, iar energia ei maternă este utilizată pentru susținerea unor sarcini eterice. Chiar la momentul sesiunii observăm o astfel de sarcină. Pentru ca aceste sarcini să decurgă în condiții optime, zona genitală este protejată de efectele nanoparticulelor care au fost introduse în corp odată cu vaccinul. În plus, nanoparticulele pot fi programate de la distanță să ocolească această zonă. Privind în viitor, observăm că în mai puțin de un an apare o degradare accelerată a corpului energetic, iar peste 10 ani o comprimare energetică. Doina nu mai este activă, comunicativă, prezentă. Prețul pe care el plătește prin cedarea puterii personale este pierderea treptată a controlului. Avem un dialog cu una dintre entitățile care se ocupă de Doina. Este o conștiință controlată de către un program. Ne spune că, în cadrul diferitelor familii, ei sunt interesați îndeoseb de acele suflete care pot deschide portaluri în trecut, în viitor, pe linii temporale diferite. Durata sarcinilor eterice este între 1 și 6 luni, în funcție de traumele și dezechilibrele fiecărui suflet. Sufletele resuscitate energetic pe parcursul acestor sarcini sunt în posesia lor. Ele se vor întrupa în aceleași familii și vor avea capacitate crescută de memorare, procesare, comunicare telepatică sau vedere la distanță. Ei vor fi oamenii viitorului, superoameni, au capacitatea de influență, iar prin intermediul lor, entitățile vor controla resursele planetei. Sunt utilizate unde electromagnetice pentru a modifica funcțiile corpului, iar oamenii devin amorțiți și confuzi. Nanoparticulele ce ajung în corp odată cu vaccinul sunt controlate de la distanță, tot prin unde electromagnetice. În plus, frecvențele cerebrale beta, alfa sau teta sunt modificate în funcție de interesul entităților. Entitatea cu care dialogăm spune, citez, ne interesează planeta și resursele ei. Voi sunteți la mijloc, la propriu și la figurat. Închei citatul. Prin conștientizare și conexiunea cu sinele superior, sinele divin, Doina echilibrează în mod natural relațiile ei cu alți membri ai familiei, dezactivează și înlătură implantul cerebral, alchimizează nanoparticulele din corpul ei. Observăm că pe măsură ce procesul de conștientizare se accelerează, entitățile se grăbesc să intervină energetic asupra oamenilor. Noi refacem țesătura originală între suflete, iar această țesătură apare ca o rețea impermeabilă pentru aceste entități. Ce doresc să aduc în atenție odată cu publicarea sesiunii? Că diverse entități cunosc importanța legăturii între suflete și importanța familiei pentru echilibrare. Există suflete traumatizate care nu se pot întrupa și atunci aceste entități aplică o metodă de resuscitare energetică prin sarcini eterice, apoi trimit aceste suflete la întrupare având control asupra lor. Mai departe, prin intermediul lor, este controlată populația și sunt gestionate resursele planetei. Vedeți în sesiune cum nanoparticulele introduse în corp prin injectare pot fi controlate de la distanță cu ajutorul undelor electromagnetice. În plus, aceste unde pot fi folosite pentru a crea amorțeală și confuzie în timp ce se intervine în corpurile umanilor. Unii dintre voi ați citit în ultimile zile știrea despre oficiali
americani afectați de sindromul Havana. Se știe că undele electromagnetice direcționate pot produce ceață cognitivă, amețeli, tulburări de echilibru, afectarea auzului. Interesul entităților și a celor controlați de către aceste entități și plasați în poziții cheie de conducere este de a menține oamenii în energii de joasă frecvență, neputință, confuzie, boală. În plus, asistăm la o psihoză colectivă. Suntem într-un război informațional. Dacă aceste entități știu care este puterea noastră, cu atât mai mult noi ar trebui să conștientizăm asta. De ce să ne vindem sufletul pentru niște îmbunătățiri ale corpului fizic? Este important să ne trezim și să ne amintim de puterea personală și colectivă. Vedeți cum nanoparticulele pot fi neutralizate și alchimizate prin puterea personală, atunci când ne amintim cine suntem și că nu există separare între sinele superior, divin sau cum doriți să-l numiți, și partea extinsă în plan fizic. Vă reamintesc că sunteți ființe divine, sunteți creatorii propriei realități și vă experimentați pe voi în propria creație. Experiența de victimă este o alegere. Terapeutul doar vă însoțește în întuneric, merge alături de voi în timp ce voi vă amintiți despre lumina din interiorul vostru. Pentru cei care vedeți pentru prima oară o sesiune de hipnoză regresivă condusă de către mine, vă aștept pe canalul meu YouTube. Vă puteți abona, puteți personaliza notificările, astfel încât să fiți anunțați atunci când public o nouă sesiune. Pentru informații și rezervări îmi puteți scrie la info@anaoprea.com. Vă mulțumesc!